ce a căutat domnul Coldea pe muntele Athos, dacă are niște păcate pe care vrea să le spună preoților, călugărilor și așa mai departe. Avem și alte subiecte pregătite, pentru că tot domnul Vanghelie a vorbit despre elicoptere, despre saci cu bani, despre amante. O să vă prezentăm în această seară niște informații absolut incredibile. Să vă prezint invitații. Andrei Bădin de la Flux 24. Bună seara, Andrei. Bună seara. Domnul Cosmin Bolo Sin, avocat. Bună seara, domnule avocat. Bună seara. Sabin Orcan, colegul nostru de la România Liberă și de aici, de la BNU TV. Bună seara, Sabin. Bună seara. Și Florian Bichir, jurnalist. Bună seara, domnule Bichir. Bine ați venit. Îl salut și pe domnul Gigi Becali, care e la telefon. Bună seara, domnule Becali. Vă salut, să fiți sănătoși. Domnule Becali. În primul rând, să-mi cer iertare unuia dintre colegii dumneavoastră de platou, că l-am cam supărat data trecută. Eram cam nervos și acum, când sunt calm și blând, cer iertare eu. Ziceți de domnul Bădin aici, lângă mine. Da, da, să știți că apreciez foarte mult gestul dumneavoastră, domnule Becali. Păi da, eu mă enervez, dar trece repede. Zice că nu trebuie să apună soate peste mânia dumneavoastră. Și la mine nu apune. După aia când îl vedeam la televizor, mă uitam la dumneavoastră, îmi părea rău, zic, când nu se întâlnesc să-mi cer iertare. Domnule Becali, domnul Vanghelie a dat aseară o informație. Domnul Coldea și cu domnul Tobă s-au dus pe muntele Athos. Dumneavoastră, da, spun un lucru. Ce știți despre vizita? Ce știu eu? Dumneavoastră, acum nu știu dacă o să... Eu vă spun ceea ce am făcut și ceea ce gândesc eu. Dacă cineva se supără, problema lor. Eu spun adevăr. Eu când am luat apărarea lui Tiule și Cotruța și lui Coldea, de ce credeți că am luat apărare? Pentru că eu știam că ei merg la biserică. Și eu tot timpul iau apărarea oamenilor din biserică. Chiar dacă are păcatele lui un om, el dacă merge la biserică, e om din biserică, eu iau apărarea. Așa sunt eu. Eu știam că el merge la biserică. Acum, ce a căutat la muntele Athos? La muntele Athos este altceva, este muntele Sfânt. Acolo, dacă când vrei, eu, de exemplu, când vreau să mă spovedesc, să mă împărtășesc curat în Sfintele Taine, mă duc la muntele Athos. De ce? Pentru că atunci când te împărtășești cu Hristos, trebuie să fii foarte curat. Și dacă trebuie să stai 3 zile, stau eu pe muntele Athos ca să fiu curat, liniștit, ca să mă pot împărtăși cu Hristos. De asta s-a dus. Nu că el merge la biserică. Acum, despre Tobă, eu nu știu. Dar mie cine mi-a spus? Mi-a spus că a fost Coldea încă un domn. Înseamnă că el a fost tot. Dar cine v-a spus? Un călugăr de acolo? Deci o persoană care este foarte apropiată călugărilor și care stă foarte mult timp pe muntele Athos. Și când s-a întâmplat exact vizita asta? Care de fapt... Deci vizita asta s-a întâmplat mai de mult, nu acum. Păi domnul Vanghelie a spus că acum 3 săptămâni. 3 săptămâni, da. Da, cam așa, cam așa. Așa, și cât a durat? Sau cât au stat acolo? Nu știu cât a durat, nu l-am întrebat. Persoana chiar azi mi-a spus, e o persoană care este cu mine asociat la societatea cu care fac spitalul și persoana asta mai mult stă pe muntele Athos. E un apropiat bisericii, adică mai apropiat de Hristos decât noi. Probabil domnul Bichir îl știe, se numește Virgiliu Viori. Alcuna, da. Da. Dar credeți că s-a dus, nu știu, acum punem și noi tot felul de întrebări, nu știu, eu nu contest că domnul Coldea nu-l cunosc, nu l-am văzut niciodată în viața reală, să spunem așa. Poate este credincios și s-a dus acolo să se spovedească, dar poate s-a dus cu alt scop. Nu, dar nu domnul Becali a spus că... Să se întâlnească cu altcineva acolo. Nu știu, dar domnul Becali a spus că ați mai auzit că a fost la biserică. Păi dar nu, el merge frecvent la biserică Coldea, nu știu despre Tobă, dar despre Coldea știu. Știți? Păi tocmai de-aia am luat eu apărarea, că atunci ce treaba aveam eu cu Coldea. Dar eu când am luat apărarea o dată acum, acum 6-7 luni, am luat apărarea lui Coldea, de ce? Eu n-am nicio treabă cu el. Dar eu am luat apărarea cu gândul că e om din biserică. Iar când e cineva din biserică, deși eu cred că și Tobă și Coldea au și ei un mic aport la arestarea mea, prima, din 2009. Când el, Tobă, el era șeful miliției, șeful poliției. Iar Coldea, fără el, era mai greu să se facă ceva. Bine, eu ce am auzit în ultimul timp, el s-a fi destăinuit la anumite persoane, că de fapt nu el era tatălui, nu el conducea. Conducea
ăsta maior. Maior ce ar fi făcut toate cele ce s-au făcut în România și de către SRI. Așa mi-a spus mie o persoană. Că adică domnul Coldea a început să povestească unor apropiați sau cum? Corect. Da, adică un fel de spovedanie semi-publică, cam așa. Adică o spovedanie ca un fel de, cum să spun eu, de regret. Dom'le, nu eu am făcut, el, Maior, făcea toate. Eu eram, de fapt, tot în subaltern. Dar la ce se referă concret? Adică ce, mă rog, a făcut Maior atât de grav? Adică contextul e important, adică... Toate, cu noaptea generalilor, cu tot ce s-a condus, adică el comanda toate. Tot știți că binomul, când spunem de binom. Adică, cu alte cuvinte, toate s-au întâmplat mai mult la ordinul lui Maior decât al lui Coldea. Așa mi-a spus o persoană care e demnă de încredere, este chiar jurnalist, ca și dumneavoastră, și în care eu am încredere și mie prietă. Adică domnul Coldea spune că și doamna Chiuveși a făcut tot la ordinul lui Maior, nu? Că a spus de binom. Nu, eu v-am... Numai de Coldea. Eu vă spun, eu nu știu exact ce, eu doar știu că el comanda Maior și că toate ce s-au întâmplat în anii ăștia a fost la conducerea lui Maior și nu că nu el este e cel care a făcut toate astea. Da. După aia n-am întrebat, mi-e prieten persoana și nu am vrut că dacă îmi descuteam după aia vă zicea, uite mă, ești prieten sau... Adică dacă mi-e prieten cineva, eu nu place să-l descot. Dacă vrea să-mi spună ceva, îmi spune. Dacă să fiu de la... iscoditor de ăla, să-l iscotesc, ai spune și mie, nu îmi place, că înseamnă că nu ești prieten cuiva dacă stai să-l descoci. Domnule Becali, încerc acum, o să-l introduc în discuție și pe domnul Bichir, care are... Domnul Bichir chiar vrea să spun, domnul o formație Bichir, de teolog. Domnul Bichir poate să afle mai multe, că persoana care mi-a spus mie e prietenă și cu domnul Bichir. Da, eu îl cunosc bine, da. Dar nu vă zic domnul Bichir. Dar nu persoana care mi-a spus, nu Virgil. Mie mi-a spus altă persoană, da. E jurnalist. A, nu știu, eu pe Virgil îl cunosc și vreau să vă zic că acum dacă tot sunteți la momentul mărturisirii, eu susțin despre mine că sunt un creștin practicat. Bine, am multe păcate, asta e viața, nimeni nu-i perfect decât Hristos. Dar eu știu, de exemplu, că au fost și alte mari personalități acolo. Dacă omul e credincios și simte nevoia să ducă la muntele sus, eu știu că la un moment dat, nu știu dacă e adevărată informația și așteptați să o confirmați, îl plați însoțit la muntele Atos și pe generalul Talpeș, dacă ți-mi minte, nu? Păi eu de la el, de la generalul Talpeș, mulțumesc, păi vedeți că se leagă. Așa că ce să spun acum, să mă iau de domnul general Talpeș, că de ce s-a dus el să se roage? Eu am fost în Grecia, cred că de peste 48 de ori, dar uite, nu mi-a îngăduit Dumnezeu de păcători ce sunt să caș la muntele Atos și unul din visele mele. Și aș vrea să vă prodromul, știu că ați ajutat acolo, schitul de acolo, foarte mult, nu știu câți români au făcut asta și știu cu ce sume importante. Da, acum ce să zic, că e rău că s-a dus domnul Tobă, că e rău că s-a dus generalul Coldea. Știu că a fost cu generalul Talpeș acolo și a fost lucrurile să... Ce să comente? S-a dus omul la muntele Atos. Ia spuneți-ne, domnule Bichir. Domnul Bichir, eu, între un bărbat care nu s-a dus pe muntele Atos și unul care se duce, prefer pe ăla care se duce. Chiar dacă el este păcătos, totuși, dacă are totuși această pornire să meargă până acolo, să dea această jertfă pe Muntele Sfânt, eu zic că Dumnezeu îl poate salva. Și mai multă încredere am în ăla care are această trăie să meargă acolo. Eu n-am avut posibilitatea, nu mi-a îngăduit Dumnezeu, vă spun sincer, în schimb a fost la Atos României, la Frăsinei, nu știu dacă e vreo mănăstire pe care să nu fie vizitat în România. Spuneți-ne, dacă te duci la spovedanie, trebuie să spui absolut tot, nu? Nu te duci acolo să miri sau să ascunzi. Doamna Ciulini, haideți să nu... A zis vreo prostie, domnul Becali. Să nu confundăm. Când te duci la spovedanie... Nu prea le-am cu... Când te duci la spovedanie, trebuie să spui toate păcatele de la 7 ani și gândurile trebuie să le spui. Deci, domnul... Și când ai păcătuit cu ochii trebuie să spui. Deci, domnul Coldea trebuia să... Doamna Ciulini, v-ați povedit vreodată? Nu. Păi, haideți... Bun, mă rog, e în regulă. Nu știu dacă luna asta e de știți, da. E o practică foarte clară, te întreabă acolo, deci lumea, probabil, nu e interogatoriu, nu spune nimeni nicio greză, noi, nu te-a pus. Și te întreabă acolo, e și un îndrumător spre spovedanie. Ai, zice, domnule, ai păcătuit, da. Zice, ai ținut postul, nu. Nu te întreabă acum, domnule, ca să-l duci și pe la nispită, dar ce fel de carne ai mâncat, cum era preparată. Domnule, ai păcătuit și trupește, da. Nu te întreabă în ce poziție, în ce fel sau cu cine. Eu sunt de altă părere, domnul. Sunt păcătuit.
Păcatul trebuie spus cu toată dulceața lui. Da, dar nu cu CNP, cu nume și cu date, domnul Becalică. Nu. Cu nume și cu date, cu toată dulceața. Avem altă părere despre povedea. Ca să se ierte altfel, dacă spui, cum spun unii, am făcut toate păcatele. Păi nu, tată, să ai puțină rușine în fața publicului și să fie puțin rușine. Că după aia să nu mai faci, să zic, bă, dacă fac, cum apar în fața lui Dumnezeu? Dar, domnul Becali, dar nu te întreabă preotul acolo, cum o chema pe aia cu care ai păcătuit și ce CNP are, unde și cum ai făcut? Păi spui tu, nu te se întrebe el. Ai spui că, dar, de că ai păcătuit, dar nu intri în amănunte. Nu știu, ce păcate ar putea să aibă domnul Coldea, de exemplu? Aici mă pricep puțin mai bine. Eu zic că sunt multe lucruri pe care ar putea să le spună domnul Coldea la o spovedanie și avantajul ar fi că, întrucât spovedania e secretă, ar putea să spună inclusiv secrete de stat. Deci ar putea să-i spună părintelui duhovnic, dacă are vreunul, ar putea să-i spună și lucrurile în neregulă pe care le-a făcut, chiar dacă ele sunt secrete de stat. Așa e. Deci ar putea să-i spună, de pildă, eu acum sigur speculez, ar putea să-i spună domnul Coldea părintelui duhovnic, domne, am păcătuit, am torturat niște suspecți de terorism la închisoarea secretă a CIA de la București. Și cred că dacă i-ar spune asta, unu, părintele n-ar spune nimănui, pentru că e secretul spovedaniei, doi, nu s-ar întâmpla nimic. Poate în fața lui Dumnezeu și-ar răscumpăra greșeala spovedindu-se la multă vreme no, după ce s-a întâmplat asta. Domnul Orcan. Vă rog. El, de exemplu, el dacă o spune oricum, se curăță păcatul, când îl spui, îl ștergi deja, Satan nu mai poate. După ce ți-e canon. De acolo. Da, dar știți care e problema? El dacă a făcut acea faptă, ca și fiind în funcție, adică nu depindea de el, el a făcut fapta, acest păcat fiind în funcție, și el trebuia să facă asta, pentru că așa trebuia să ancheteze, deci nu a făcut-o pentru el și pentru propria lui beneficiu. Deci da. Nu aia nu este un păcat mare, când dacă el trebuia să-l chinuie pe ăla ca să spună adevărul, trebuia să-l chinuie. Da. Domnule, care am o singură observație, nu e momentul cel mai potrivit să vorbim de suspect de terorism, dar vă spun doar atât, tortura este interzisă până toate tratatele internaționale la care România e parte. Dacă a existat tortură, nu știu, eu speculez. Dacă a existat tortură... Dacă legea nu permite, atunci n-ai nicio și fața. Există obligația militarului, domnul avocat aici de față poate ne explică mai bine, există obligația unui militar, chiar dacă acționează sub ordine, să refuze ordine care sunt ilegale, care încalcă drepturile omului și legile țării. Deci dacă ești militar și șeful tău direct ți-a dat un ordin care încalcă legile țării și tu știi asta că încalcă legile țării, știi că tortura e ilegală. Dacă ți-a dat ordin să împuști pe cineva, nu împuști. Chiar dacă e un ordin direct, pentru că trebuie să respecti legile țării. Ai jurat să respecti legile țării. Dar domnul Becali, știm sigur că s-a spovedit, poate s-a plimbat. Nu, dar el nu s-a dus să spovedească acolo. Spovedania o faci la duhovnicul tău în țară. Spovedania a făcut-o aici. A, aici. Care te duci acolo, stai 3 zile, că acolo sunt, te fac slujbe pe noaptea, de la 3 la 7 dimineața. Și s-a dus acolo, probabil, ca să se împărtășească cu Sfintele Taine mai curat. Mm-hmm. Poate ne spune și ceva, domnul Becali, de Sfânta Liturghie de acolo, că asta e foarte interesant. Deci, din punctul meu de vedere, Sfânta Liturghie caracterizează cel mai mult. Păi Sfânta Liturghie acolo se face noaptea, de la 3 și la se face la lumina lumânărilor. Și spuneți-ne și nouă, așa, fiindcă telespectatorii cred că sunt interesați, cum se poate ajunge acolo, cu mașina, cu barca, fiindcă acolo, sunt mai multe... Acolo se ajunge în felul următor. Acolo este ca un fel de stat în stat. Acolo trebuie să ai un pașaport pe care îți dă de partea asta a mării, că trebuie să treci marea cu barca, că se merge cam o oră cu barca, dar de o parte se ia un pașaport, un diamonitir, care îți dă, depinde dacă e aglomerație, îți dă mai, poți să duci, să duci și a doua zi să le iei, sau poți să le iei pe loc în 10 minute, depinde. Și te duci cu un pașaport, adică treci cu un pașaport în partea cealaltă. Dar trebuie ca cineva de la o mănăstire să-ți dea un fel de chemare, adică... Se poate și cu mașina și parcă se plătește și o taxă. Dar cu mașina, se poate cu mașina, printr-o parte există unde este pământare pe munte, dar e foarte greu și înseamnă 15 ore cu mașina, 10 ore de mers pe munte, e mult mai greu. Da, domnul Becali, e o controversă care apare acum, văd pe Facebook un fost ofițer SRI
care a fost șeful contrainformațiilor pe Prahova, Vâlcea și, mă rog, mai multe județe, domnul Daniel Florea, spune că domnul Coldea e adventist. Nu este adevărat, adventist este, am înțeles, așa am știut și eu, pe internet, este un naș al lui, de la Ara, poate. Dar el nu este, este ortodox, vă spun eu, da? Iar dacă era adventist, ce căuta pe Muntele Atos? Nu știu, dar vă întreb că am văzut ce a scris acest... Păi acest... ce căuta, ce putea am să dat. Caute un eretic pe Muntele Atos? Păi uitați, domnul Becali, o întâlnire conspirativă cu cineva. Sau poate în mod de a te reculege în sensul că acolo pe Muntele Atos nu sunt femei, domnul Becali. Și asta este important. Păi da, Muntele Atos nu au voie femei. Ce mai important lucru, pentru că de aia se și duc. Pentru da. Că de aia am zis că se iei, se împărtășesc mai curat. Pentru că trei zile nu ai nicio ispită. Că femeia, aici vrei să fii curată, vezi zilnic femei, vezi față zilnic femei, e mai greu să te împărtășești curat. Pentru că păcătuiești cu ochii, păcătuiești cu gândul. Ce trebuie să spui? Da, mie îmi pare rău atâta, care să dau că eu știu că a făcut domnul. Dar vezi ce îmi pare cel mai mare rău? Că tu, doamna Ciurlin, ești cea mai fată bună și tu neapărat, trebuie neapărat să ajungi pe drumul mântuirii, pe calea mântuirii. Tu neapărat trebuie să te duci la duhovnic, să te duci la biserică, că ești așa de fată bună și așa de extraordinară femeie, încât nu vine să cred că nu te duci la biserică. Ba mă duc, dar nu sunt așa de zeloasă și așa de implicată ca dumneavoastră. Bă, am spus, și eu păcatul ăsta acum, domnul Becali, nu fac altele. Ceva. Dar te duci degeaba. Pentru că dacă tu nu te duci, nu te împărtășești și nu te spovedești, poți să te duci în fiecare zi la biserică. Dacă nu te spovedești și nu te împărtășești, nu te șterge păcatul, rămâi cu ele. Și pentru ce te mai duci la biserică dacă nu te împărtășești ca să te curezi, să legi pe Hristos? Credința, domnul Becali, credința este mai mare ca orice. Chiar dacă nu mergi la biserică și ai un crez și simți tu că nu ai păcătuit sau, mă rog, că te-ai desprins de ceea ce crezi că ai păcătuit, din punctul meu de vedere ți este iertat foarte mult. Dacă... Este zero, nimic, ca din punctul de vedere a dumitare nu știi. Da? Și din punctul meu de vedere nu știi. Dacă nu te duci la biserică, nu te spovedești, nu te împărtășești, rămâi cu păcatele, direct iadul te mănâncă și focul iadul. Nu e adevărat, numai te îi puteți să spuneți ceva. Nu e adevărat. Dacă eu am un crez, chiar dacă nu îl împărtășesc și nu mă duc să-l expun cuiva, domnul Becali, credeți-mă că poate sunt mai curat sufletește decât mulți alții. Care nu merg... ești curat nimica. Poți să fii cel mai curat sufletește după globul pământesc. Dacă ești creștin, nu te duci să te împărtășești, să te spovedești la preot, rămâi cu păcatul. Și te duci direct în fundul iadului. Cum ești tu? Ce crezi ai tu? Da, dacă eu... tu, de exemplu, ai crezi, dar tu, Dumnezeu ți-a dat ție de toate, uite cum stai la televizor frumos, ai viață frumoasă, dar duminica nu te duci la Dumnezeu și la Hristos ca să te întâlnești cu El și să-i mulțumești. Cum? Ce fel de crezi ai? Mulțumirea nu se exprimă neapărat prin prezența fizică. Haideți să punem o concluzie aici la spovedania lui Coldea, pentru că eu am tot întrebat, știți, chiar pe tine voiam să te întreb. Nu, chiar pe tine voiam să te întreb dacă nu cumva... Pe lângă pioșenia asta a domnului Coldea, am putea vorbi și de o misiune, totuși. E un om al serviciilor, nu știu, mi-e greu să cred că e așa... Bune, a fost un om al serviciilor, domnul Coldea este pensionat... De exemplu, hai să vă spun ceva. Domnul Becali, lăsați-mă să termin propoziția, după care puteți să spuneți că eu sunt... Mă iertați. Deci eu spun așa, domnul Coldea... sigur că a fost un om al serviciilor, sigur că a condus 10 ani Serviciul Român de Informații din cea mai înaltă funcție pe care o poate ocupa un agent militar, nu un civil. Acum înțeleg că le predă viitorilor agenții ai SRI, probabil că le predă un curs scurt despre cum să plece în vacanțe cu tot felul de dubioși ca Sebastian Ghiță. Da, până una alta, dacă s-a dus la Atos, asta știi cum e, spală păcatele în fața lui Dumnezeu, eventual, dacă s-a spovedit, s-a rugat. Asta nu are nicio legătură, această viață spirituală, că pe mulți apucă calea asta a credinței de-abia după ce dau de probleme. Mi-aduc aminte de mulți politicieni, nu le mai dau aici numele,
care înainte de a avea probleme n-aveau nicio problemă cu biserica, au descoperit drumul credinței fix după ce au avut probleme de tipul ăsta. Au ajuns și penticostă. Da. Domnul David și alții. Nu vreau să mai dau nume, că nu vreau să... David, păi ăla ce? L-ai stat la erezie, David. Exact. Dar vreau să spun ceva. Chestiunea asta este una care e spirituală și care nu se discută în principiu la televizor. Adică domnul Coldea o face în intimitatea lui, treaba lui, dar că e ortodox, bravo lui, s-a dus să roage, bravo lui, foarte bine. Chestiunea rămâne în urma plecării domnului Coldea nerezolvată, da? Ancheta abuzurilor de care a fost acuzat, inclusiv împlângeri penale depuse la parchetul militar domnul Coldea, nerezolvate până azi, multe întrebări fără răspuns după plecarea domnului Coldea, inclusiv vacanța cu domnul Ghiță, cu domnul Dâncu și cu domnul Maior, nu știm cine a plătit biletele, nu știm cine a plătit consumația, cine a plătit camerele de hotel, nu știm ce au discutat acolo, spre deosebire de domnul Comey de la FBI, care s-a dus azi și a stat ore întregi în Congresul American, explicând cuvânt cu cuvânt, minut cu minut, ce a discutat cu președintele Trump, ce presiuni s-au pus asupra lui. Domnul Coldea nu a avut o astfel de audiere, nici măcar în fața procurorilor, nu a fost audiat. Ce a discutat cu Ghiță, când Ghiță era urmărit? Ce a discutat cu... Nu l-a chemat nimeni, ce să spun. Nu l-a chemat nimeni, dar asta spun. Deci ancheta ar trebui să existe, nu are legătură cu partea spirituală. Să se roage, e foarte bine că l-a descoperit sau l-a redescoperit pe Dumnezeu, că se duce la Muntele Athos, dar nu spală cu nimic nevoia de justiție civilă sau militară, prin care poporul român trebuie să afle dacă domnul Coldea a comis niște abuzuri grave în fruntea Serviciului Român de Informații. Pentru mine e ușor surprinzător să aflu lucrurile astea despre domnul Coldea și în general despre oameni care sunt bănuiți așa de multe lucruri rele, pentru că ar trebui să ai conștiință, dacă ești un om credincios, să ai conștiință. Bine. Și nu te lasă conștiința mă provoci, să faci lucruri rele. Și eu nu vreau să-l provoc pe domnul Becali, mă provoci să spun așa. Domnul Becali spunea mai devreme că tinde să îi înțeleagă și să fie mai înțelegător cu toți oamenii despre care află că se duc la biserică. Nu știu, dădea niște exemple. Eu nu vreau să dau exemple. Eu sunt credincios, cred în Dumnezeu, spun un singur lucru. Eu tind să fiu înțelegător cu toți oamenii, dar am o singură problemă. Nu toți care se duc la biserică, să închină și, să spunem, îndeplinesc un ritual al religiei lor, care nu mă interesează care e. Eu n-am nimic nici cu catolici, nici cu ortodoxi, nici cu greco-catolici, fiecare cu religia lui, musulmanii care ori mai fi. Eu spun un singur lucru. Nu înseamnă că în biserică sau în moschee nu se duc și oameni ipocriți, care de altfel sunt descriși și în Biblie. Deci se vorbește în Biblie despre farisei, se vorbește în Biblie despre oameni care se duc să se roage doar în mod declarativ. Avem destui politicieni care nu se duc, inclusiv Ion Iliescu, care spunea că e liber cugetător, dar se ducea să-și facă cruce ca să dea bine la poză, da? Adică avem exemple de genul ăsta și nu toți oamenii care se duc la biserică cred în același fel. Cred că asta, chestiunea de credință, e intima fiecărui om. Mulți fac de paradă. Adică asta cred eu. Nu faci rău pentru că nu te lasă conștiința. Nu că mă duc și domnul Becali. Haideți să punem o concluzie, domnul Becali. Haideți să punem o concluzie. Deci are dreptate domnul Orcan, el trebuie să plătească în fața legii românești pentru ce a făcut el în funcția lui. În fața lui Dumnezeu vorbește cu duhovnicul și îi spovedește, se împărtășește. Corect. Numai că eu n-am spus că nu este adevărat ce spune domnul Orcan, dar să intrăm puțin și pe tema asta. Păi da, eu mai multă încredere am în ăla care se duce la biserică. De ce? Pentru că ăla, chiar dacă el e fariseu sau este ipocrit, este adevărat. Dar între un ipocrit care nu se duce și unul care se duce, eu am mare încredere în ăla care se duce. De ce? E pentru că ăla, ducându-se la biserică, îl schimbă Duhul Sfânt. Ăla are altă trăire și nimic de unde zice, lucrează rugăciunea și rugăciunea te va lucra pe tine. Adică, dacă tu oricât de păcătos ai fi, Dumnezeu te schimbă. Oricum noi nu putem face nimic fără Dumnezeu. M-am înțeles? Iar credința aia, că fiecare are credința lui, că și eu cred și crede ăla, păi și dracul crede mai mult în Dumnezeu, pentru că dracul l-a văzut față către față. Numai că nu face lucrarea lui Dumnezeu. Am păi degeaba credem noi dacă nu mergem la Sfânta Liturghie și nu mergem la Dumnezeu să ne rugăm, care ne-a creat, ne-a dat toate astea. Aia cu vrăjeala, că domnule, cu credința fiecare crede, aia e vrăjeală. Tată, dacă crezi și iubești pe Dumnezeu, te duci la el acasă duminica, te duci la Sfânta Liturghie. Bine, mulțumesc foarte mult, domnule Becali, pentru intervenția. Aici n-avem nicio polemică.
pentru că cred că nu avem niciun ateu în platou. Dar de ce cu Tobă? Dar de ce cu Tobă? De unde relația asta apropiată? De ce cu Tobă? Doi au fost foarte apropiați de o singură persoană. Doamna Chioveși. Care nu avea voie să meargă pe muntele Atos. Doamna Chioveși. Da, doamna Chioveși. Acum nu în putem... ce sens erau apropiați? Adică domnul Tobă de ce era apropiat? Domnul Poldea știu că era apropiat. Relație, din câte știu eu, destul de apropiată. Ambele personaje. Doamna ce? Vă rog, domnule Bichir. A dus Cristian și pe Virgil, de care a vorbit domnul Becali. A dus Cristian că a fost și generalul Talpiș și acolo dus de domnul Becali. Și într-adevăr a influențat pe generalul Talpiș și autoritățile române în sprijinirea schitului românesc din Grecia, care era în prag de dispariție de la prodromul și mai avem la lacul ceva minuscul, pentru că există un naționalism grecesc extrem de puternic și nu permiteau că lucrurile români să se stabilească acolo. Vreau să ne, practic, să fie părăsită mănăstirea și să vină grecii să o preiau pe toate cele 22 de mănăstiri. Mie îmi pare rău de un singur lucru, care nu l-a reușit Gigi Becali prin domnul general Talpiș, că nu l-a dus pe Iliescu acolo, că atunci am făceam eu o cruce mare de aia călugrească, dacă îl vedeam și pe domnul Ion Iliescu la Athos, eram fericit. Athos e vizitat de mai multe lucruri. Una, cum a spus și domnul Becali și altar, de fapt au spus toți invitații dumneavoastră și dumneavoastră, e chestie spirituală, una. Și eu cred că, pentru că ești ortodox, să vezi muntele Athos, e un loc foarte important. Alții o fac din punct de vedere, dacă vezi, geopolitic, uite, a fost Putin, nu înseamnă că mă e nemântuit că a fost Putin. Putin a fost să bază, da. Ne întărim rușii pe acolo, fiecare cu ceva. Dar adevărat e și ceea ce sugera Nadia, că dacă vrei să mergi într-un loc, să vorbești ceva într-un loc fără microfoane, la muntele Athos. Da, bine, există aparate care nu te întâlnești în București și le pui pe masă și... Multe metode. Domnul Dragnea o inovase pe aia să plimba cu barca, atâta vreau să spun. Da, deci lăsa telefonul pe mal. Nu, dar ar putea bănui puțină lume bine, că te duci. Te duci până în Athos când poți să pui aici un aparat ăla de, nu știu cum se numește, ca o apărucile cu pești de păsai care bruiază și pică și taxi de pătate. Poate era o întâlnire cu un personaj în afara țării și și-au dat întâlnirea acolo. Bine, se poate specula orice. Dar își povestesc eu de unul care și-a luat un aparat de la depurat de 5 km, nu mai funcționau taxiurile, că a văzut și la un premier și a zis, gata, bruie și eu. Și când bruia, picau taxiurile. Mă rog, acum poate zic, eu nu-l cunosc pe general Culdea, dar vreau să vă spun, a zis că nu mai bisericesc, că mă pricep bine. Știu că se știe în practica, știu și parohia unde în București se duce frecvent, nu dau numele, că eu știu de la preoții mei să zic așa, că mâine stau pe apareații pe acolo. Eu cred că un om credincios, mai departe ce putem discuta. Da, și până la urmă, domnul Coldea nu a acuzat nici ca curat, nici că n-are nicio acuzație oficială. Mulți oameni sunt credincioși, încă o dată. Mulți oameni sunt credincioși. Mai ales în România, procentul de credincioși e chiar semnificativ mai mare decât multe alte țări occidentale. De acord. Asta nu înseamnă nimic. E ca și când spui despre unul că era băiat bun când era mic, nu spărgea geamuri și nu scuipa pe stradă. Bine, ok. Dar n-are legătură cu activitatea domnului Coldea. Iar dacă mă întreb pe mine o legătură între domnul Coldea și domnul Tobă, ca să fiu foarte specific, este securitatea, domne. Securitatea națională, cum îi spune, da? Deci domnul Tobă a fost omul serviciilor din Ministerul de Interne tot timpul. Omul SRI-ului. Este omul SRI-ului din fruntea Poliției Române. Este un om membru în așa zisa Academie de Științe ale Securității Naționale înființată de Gabriel Opea. Un om care n-a mutat cu un milimetru științele astea ale Securității Naționale, domnul Tobă. Ba chiar a scris o teză de doctorat cu un plagiat grosolan în care îl boteza pe Stiglitz-a Pud. Deci cam asta da, e cu relația lor. Da, cât de apropiat era Tobă de Chioveși, ca să înțeleg cum de a ajuns să-i facă dosar. Nu știu cu Chioveși, eu știu cu securitatea. Dom'le, tot e bine că nu l-a luat pe Hitler, că l-a credea că e la Disney. Dom'le, îi trăgea pe Borbore. Nu poate să plece. E un pas înainte de la resortul din Seychelles la... Athos, da, e mai ok. La chiria de pe muntele Athos. Nu, dar vă spun că asta era ultima știre pe care credeam că o pot auzi despre domnul Coldea. Deci e ultimul lucru. Creștin, așa cum se crede și, bineînțeles, cum pozează în fața opiniei publice, să aibă păreri față de alți oameni care au păreri diametral opuse de către el. Adică există un principiu și în viață al contradictorialității. Fiecare parte spune punctul de vedere în funcție de crezul pe care are, în funcție de argumentele pe care le are. Fiecare cu părerea lui. Da, trebuie să luăm publicitate, domnilor, dar înainte...